Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit! Domnul președinte Klaus Iohannis este în vizită de stat în Italia și să știți că aflăm foarte multe cu această ocazie, pentru că aflăm lucruri pe care domnul președinte nu le spune în țară, dar iată că le spune în Italia. Nu le spune în țară unde este în război permanent cu guvernul și cu majoritatea parlamentară. Apropo, și Ponta este în război cu Liviu Dragnea și, de fapt, cine nu este în război cu Liviu Dragnea? Dar, desigur, dacă tot a fixat Congresul pentru Pro-România domnul Ponta la sfârșitul lunii octombrie, o să vedem astăzi ce urmărește, de fapt, cu încurajarea dizidențelor din PSD, pentru că dânsul vorbește despre lucrurile astea. Plus că mai avem o mare bombă legată de ancheta aceea cu violențele de la mitingul din 10 august. Ghiciți cine ar putea să fie anchetat? Ei bine, niște procurori ar putea să fie anchetați, niște procurori militari. E foarte interesantă chestiunea asta. Liviu Alexa alături de noi. Bună seara, Liviu. Credeați vreodată că domnul Iohannis o să laude public guvernul și creșterea economică a României? O face în Italia la întâlnirea cu acea confederație a patronatelor italiene. Iată momentul. România înregistrează în prezent o creștere economică estimată să atingă 4 sau chiar 5% în acest an. Iar economia noastră oferă o serie de avantaje competitive și programe de sprijin, oportunități pe care vă îndemn să le fructificați. Italia beneficiază de o puternică tradiție antreprenorială și tocmai de aceea vă încurajez pe dumneavoastră, oamenii de afaceri italieni și români din Italia, să explorați avantajele competitive ale economiei României. Mă refer în special la sectoare precum cel energetic, al producției industriale sau IT&C, comerț și servicii, domenii care au figurat și pe agenda summitului celor trei mări pe care România l-a găzduit cu succes, aș putea spune, recent. Dumneavoastră, oamenii de afaceri români din Italia, aveți un rol important în a aduce sau a repatria, ca să folosesc un termen potrivit acestui context, experiența și spiritul întreprinzător pe care l-ați dobândit aici. Mai mult, vă invit să-i antrenați în acest demers și pe partenerii dumneavoastră italieni și să deveniți astfel, ca să mă exprim așa, veritabil ambasador de afaceri ai României. Mai ales că nu e așa, creșterea economică e foarte bună, e 14-5, așa că vă îndemn să... Iar aici dă la București de podea cu guvernul. Eu văd altfel lucrurile, îmi cer scuze. Mie mi se pare foarte trist momentul. Dumnealui joacă, are tonul ăla electoral în buzițe, are semisurâsul ăla de profesor de fizică, care astăzi este un pic mai iertător cu țara nepregătită. Atitudinea asta, extraordinară, pozitivă, trebuia să aibă loc la începutul mandatului și să continuă așa cu tot mandatul. La final de mandat nu mai avem nevoie de un asemenea președinte, pentru că toți noi ne aducem aminte că n-am fost niciodată pozitiv cu România, nici în exprimări, ori de câte ori s-a dus afară, ba din contră, de la gesturile pe care le vom discuta astăzi în Italia, de la gesturile de a-și arunca lodănul, al Endelonu pe limuzină. Al Indelone. Da? Și până la alte mitocănii, plus faptul că a stat 129 de ani în vacanță, plus faptul că n-a avut nicio secundă intenția să colaboreze cu guvernul, chiar dacă era opozant politic. Deci este foarte târziu ca domnul Iohannis să ne mai impresioneze pe noi cu... Nu o să mai mușcăm. Da, adică în țară are limba și că în țară dă de pământ cu guvernul. Nu mai fac acum o sinteză a lucrurilor pe care le spune, apropo de criticile pe care le aduce guvernul. Dar ce să vezi, acolo laudă creșterea economică. De parcă ea se face singură. Oricum, indiferent de limbaj, poate să remarcăm faptul că dumnealui citește cu foarte mare greu de pe foaie, se exprimă foarte greu în continuare, deci n-a reușit în 4 ani să rezolve nici această problemă. Bun. Poate să fie o chestiune electorală să dai cu ei de pământ aici în țară, să dai cu ei de pământ și afară să lauzi creșterea economică. Dar, apropo, când te duci în vizită de stat, ai parte de momente de protocol, care sunt obligatorii, sunt
studiabile? Există cineva care răspunde de protocol la Palatul Cotroceni? Este o doamnă acolo de pe vremea lui Traian Băsescu și care are și instrucție militară, din câte știu, doamna respectivă. Deci venea dintr-o zonă militară. Sigur că e îmbrăcată în civil, dar venea dintr-o zonă militară, doamna respectivă, de la Cotroceni. A moștenit-o de la domnul Băsescu și cu toate că are acolo la protocol pe cineva, ei bine, ia să vedeți ce gafă face domnul președinte Klaus Iohannis când dă să plece fără să accepte onorul și să salute garda care îi prezenta onorul. Priviți imaginile, în Italia se întâmplă. Da, deci, ia uitați, nu mai știe la cine să uită întâi. Adică, cred că e încurcat de el însuși, domnul Iohannis, acolo, nu? Liviu Alex, adică, doi dăm în buclă imaginile astea, că, ia uite, ăla nici nu știe să facă cu sabia, sunt, e sunt acele siderat. Meme-uri de pe Facebook cu John Travolta, exact așa seamănă și domnul Iohannis, cu John Travolta când stă descumpănit. Râdem de doamna Dăncilă, dacă doamna Dăncilă face o mică gafă, da, sau o greșeală de exprimare, este porcăită pe Facebook-ul rezistacilor. Aici n-am prea văzut foarte multe comentarii, deși este după 4 ani. Adică, doamna Dăncilă... Dom'le, dar când ai o gardă de onoare, îți dai seama, vezi cu ochii că e gardă. Și adică, mai ales că n-a terminat momentul. Deci, în momentul în care ea n-au terminat, vezi că e garda. Apropo, garda de onoare e îmbrăcată în uniformă. Deci e ușor de recunoscut că e gardă de onoare. Ok, are și sabia ăla, deci e clar că la comandă garda. Și face și câteva mișcări. Are și vipușcă și e altfel decât ceilalți. Face și mișcări în plus. Vezi că n-a terminat. Păi, cum te pleci? Unde pleci? Adică totuși. Bun, e clar că... Te-ai plictisit, adică... Dacă la doamna Dăncilă, care este premier de câteva luni, da? Să zicem că putem să mai trecem cu vederea după 4 ani de ficuseală. Crezi că în următorii 5 ani, dacă mai prinde un mandat, învață asta? Nu, dar garda? Nu va mai prinde niciun mandat. Asta... Dar poate îl prinde mandatul pe el. Poate îl prinde mandatul pe el. Da? Cert este că mai stă un an cel puțin pe funcție până la definitiva, sfârșirea acestui mandat, dar este foarte jenant că i s-a întâmplat așa ceva. Da, da, ne mai uităm puțin la ele, pentru că e sărare momentele astea. Adică... Ce și-o fi zis și Giuseppe Conti? Ia uite și pe ăsta, dragul de el, cât respect acordă. Mă uit la fața bărbia, când își ridică bărbia, efectiv seamănă cu John Travolta, îmi cer scuze. Da, nu știu dacă e măguritor pentru John Travolta. Nu e. Bine. Dom'le, dar dacă ar fi singura chestie, a existat și o întrevedere, luni s-a întâmplat asta, a șefului statului cu reprezentanții Episcopiei Române din Italia, dar și cu cei ai mai multor culte religioase. Iată doamna Carmen Iohannis, care a fost și dânsa acolo, iată în ce ținută a mers dânsa între înalții reprezentanții a Episcopiei Române din Italia. Haideți să privim puțin la cum e îmbrăcată doamna Carmen Iohannis. Domnul Alexa, ce ziceți? Avea astăzi colega noastră, Floriana Jucan, o poziție foarte interesantă pe Facebook. Nu știu dacă ai apucat să o citești. Da. I-a trimis o scrisoare. Da, o scrisoare. Mi s-a părut foarte interesant. A trimis-o la stilist, adică... Da, să te duci îmbrăcată cu aceste fețe bisericești în rochiță din aia, din piața Crângaș, adică mi se pare o lipsă de respect totală. N-am ce să mai comentez. Cu siguranță nu sunt expert în modă, deci, și nici nu mă îmbrac totuși, cel mai bine. Nu ține de protocol chestia asta. Toate lucrurile astea țin. Dar dacă doamna este nămădăioasă și vrea ea musa în rochiță, asta este. Mov roz, nu știu cum să zic. Nu? Dar este foarte nasol. Să vezi așa ceva, este foarte, foarte nasol. Nu era mai ales că acest cuplu s-a branduit în anii, chiar și la începutul anului, într-un cuplu diferit, nu ca Traian Băsescu, mergea înaintea doamnei Băsescu, o lăsa, o uita pe după ziariști. Acest cuplu s-a branduit ca un soi de cuplu de nouă factură, nu seriozitate, eleganță. Te referi la factură, te referi la factura celor 6 case? La factura celor 6 case, da, probabil că da. Sau din care o să mai rămână 0, da. Că... Nu știu, sau ar putea rămâne dacă așa face niște oameni curcate. Treaba. Dar dacă sunt din meditații, păcat că, uite, lui Adrian Năstase, când i-a ieșit porecla aia, Năstase 4 case, nu i-a dat prin cap să spună că le-a făcut din meditații. Vezi? Nu i-a dat prin cap să spună ghinion. Nici măcar. Nu. Dar ne mai uităm o dată la vestimentația doamnei Iohannis. Doamna Iohannis nu este
pentru prima oară într-o situație vestimentară criticabilă, mai ales că e vorba de protocol acolo. Ia haideți să privim prin comparație două poze. Doi președinți cu două soții. În stânga, domnul Trump cu doamna Melania Trump și în dreapta, domnul Iohannis cu doamna Carmen Iohannis. Asemănări, deosebiri. Păi, în stânga vedem o soție de președinte, leader of the free world, și în dreapta vedem o nevastă de primar, adică care nu înțelege ce funcție are acum. Că este o primă doamnă a unei țări extraordinare, o țară membra Uniunii Europene, și că ar trebui să îmbrace altfel decât o școlăriță sau o tântucă, o mătușică la nuntă. Am crezut că este echipament de tenis. Nu, asta este rochie de stare civilă. Nu, serios. Asta e rochiță de stare civilă. Eu credeam că este echipament de tenis prima oară. Seamănă, seamănă și cu asta. Dar au trădat-o... Parcă sunt în față la starea civilă, Babadac. Au trădat-o sau pantofii, căci dacă ar fi fost de sport, atunci ziceam că a venit direct de pe terenul de tenis. Și am mai văzut discuția asta și în Franța cu soția președintelui Macron, dar sub nicio formă, și era o discuție cu experți în fashion, sub nicio formă, la un asemenea nivel, genunchii doamnelor nu ar trebui să fie dezvăluiți. Da, apropo, pentru gafa asta de protocol și pentru ținuta asta, de vină sunt Dragnea și Dăncilă? Cu siguranță. Cu siguranță. Cu siguranță, dar nu? Crezi că domnul Iohannis îi pasă de asemenea gafe? Dar nu știu, crezi că mai ajung până nu la el ce anume îl mișcă pe dânsul. Nu știu ce anume îl mișcă pe dânsul, însă e foarte interesant. Crezi că a fost doar o singură gafă de protocol? Am înțeles că a mai fost una și cu doamna primara da, Romei. Da, cu doamna primara Romei. Tot așa, dacă aici a fost gardă de onoare, aici erau în onoarea domniei sale, erau niște gorniști care îl așteptau, dânsul uită să salute gorniștii. Ia, haideți să vedem și momentul respectiv. Deci acum e covorul roșu, gorniștii sunt undeva sus, în capul scărilor, pe zona respectivă. Momentul în care domnul Iohannis dă să plece, îi spune cineva, alo, uite, acum îi spune cineva, alo, stai puțin, că trebuie să te salute gorniștii, trebuie să-i saluți și tu pe ei și după aia poți să pleci, practic. Trebuie să spunem telespectatorilor că, în mod normal, chestiunea asta se discută, da? Între șefii de protocol ai fiecărui stat, se pun la punct detalii, minuțele, secunduțe. Și șeful de protocol de la tine, de la cancelarie, îți spune exact ce se va întâmpla. Normal, inclusiv da. Detalii despre ce cravată va purta. Acum, X dacă Y. Nu i-a spus, trebuie concediat. Dacă i-a spus, și a spus degeaba, pe președinte nu putem concedia, știți? Adică mandatul trebuie dus până la capăt. Poate n-a înțeles, pentru că dumneavoastră înțelege un pic mai târziu tot timpul și când citește... Dar crezi că până mâine află? Da, adică... Dar el totdeauna are nevoie de foarte mult timp să citească legi, să citească chestii. Deci, Dar mi-am senzația că, repet, devine e întrebare Iohannis, devine e Dragnea. Clar. Precis, ce sens avea această vizită externă? Eu tot n-am înțeles. Adică este o baie de ce? O baie de... De diaspora. O baie de diaspora sau nu prilej de a mai sta la un hotel de 5 stele? Peste 1 milion de oameni de români în Italia care muncesc acolo. Și să vezi cât de importanță vor fi la vot. Până acum nu știu dacă... Eu spun că dacă era așa de mare iubire și drag de domnul Iohannis, era un pic mai mulți la primăria din Roma să-l aștepte acolo, să-l aplaude. Cam oamenii prist. Au și de lucru. Acolo e pe muncă. Față de vremurile în care era ales cu 99 de miliarde de miliarde acolo de voturi. Acolo e pe muncă. Nu e ca Dide și cu Angi Șerban, care au toată viața la dispoziție să facă meeting-uri. Acolo chiar trebuie să muncești, nu poți să lipsești de la servicii. Te dă patron afară. Ai auzit de chestia asta? Dacă lipsești, te dă patron afară. Adică în Italia. Da. Deci, da. Bun. Să trecem și de scările. Frumoasă, frumoasă clădire, frumoasă construcție. Piatră veche, ai văzut. Adică e... Bun. Noi, redând, despre noi este vorba aici, pentru că noi ne reprezintă la cel mai înalt nivel și fiecare, cineva alege să ne facă de rușine. Popor are conducătorii pe care și merită. Și pe care și alege. Și pe care și... Nu întotdeauna ai ales, dar de data asta staleși. Adică nu mai ai scuza că stai puțin, i-a băgat cineva pe gât. Nu. Dar apropo, nu că vorbim despre gafe. Credeți că n-am mai comis? Am mai comis, dar n-am mai avut noi timp să le selecționăm, pentru că trebuia să intrăm în emisie. Oricum, să...
schimbăm cumva registru, pentru că s-au întâmplat niște lucruri foarte, foarte tari. Avem o bombă în dosarul violențelor de la mitingul din 10 august. Antena 3 spune pe site că procurorii sunt anchetați. Iată detaliile. Inspectorii judiciari au ajuns la concluzia că trebuie să facă cercetări și în ceea ce îi privește pe Gheorghe Cosneanu, șeful secției militare, dar și pe procurorul militar Codruț Mihalache. Aceștia au delegat și desemnat în dosarul violențelor tot procurori de la parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București, încălcând astfel un ordin al procurorului general. Acel ordin ar fi fost revocat de Augustin Lazăr, însă după delegarea procurorilor militari. Bogdan Pârlog, spun inspectorii judiciari, a ajuns în Piața Victoriei după ce a fost chemat de un șef de serviciu din cadrul jandarmeriei, a ajuns după amiază și a stat în curtea guvernului până la ora 4 dimineața. În timp ce era acolo, ar fi dat recomandări jandarmilor, iar la momentul respectiv nu a prezentat nicio intenție de a se sesiza sau a deschide un dosar privind protestul, însă apoi a mers la parchet unde s-a sesizat din oficiu. Procedurile ar fi fost încălcate pentru că Bogdan Pârlog nu și-a informat superiorii, nici privind prezența în piață, nici sesizarea din oficiu. Mai mult, Pârlog și-ar fi mințit superiorul, pe procurorul militar Ionel Corbu, atunci când a fost chestionat în privința prezenței în piață. Ca să vezi ce chestie, deci și-au încălcat dispozițiile, ăsta și-a mințit superiorul, dumne, ăștia sunt procurori. Nu sunt Angi Șerban, Dide și cu ăsta, cum să zic... Florin Bădiță, personalitatea europeană a anului. Care spune exact și câte grame trebuie să aibă un joint pe înregistrarea. Deci nu, ăștia sunt procurori. Ăștia sunt procurori, dar până la urmă să ne aducem aminte de domnul acesta Mihalache, că l-am mai văzut și în istoria recentă, în niște dispute. Mai era un superior de-al dumneavoastră, domnul Culea. Da. Da, dacă mai țin minte alții. Golan din ăștia de parchete militare care stau în spate pentru că nu au vizibilitatea pe care o au și din DNA sau, un avantaj sau să Dico, dar au o mare forță și o mare putere de a pune presiune pe procurori, dacă vor, cu adevărat, și în anumite chestiuni sunt absolut importanți. Așa era și Olaru, omul sistemului, dacă mai ții minte, sigur pe Codruț, da. Și mulți alții. Da, deci este o noutate chestiunea asta. Este șocant, eu nu mă așteptam să văd chestia asta. Mi se pare interesantă dezvoltarea în dosarul din 10 august, dar să vedem și ce înseamnă, că dacă... Da, adică inspecția judiciară i-a luat la control pe procurori. Excelent. Și au constatat niște lucruri. Adică era foarte ciudat. Noi așa nu vi se părea ciudat faptul că ăștia au început cu anchetarea jandarmilor în loc să înceapă cu anchetarea celor care inclusiv au dat cu sticle incendiare? Da. Tare de tot să începe. Cine începea? Taica Lazăr. Augustin Lazăr. Augustin Lazăr. În continuare, însă, noi nu știm ce s-a întâmplat în 10 august, cu adevărat. Pentru că mie mi se pare că toate măsurile astea și toate noile, cum se spune, dezvoltări, nu fac decât să ne confuzeze și mai tare. Eu vreau să văd, domnule, niște oameni arestați pentru colectiv, vreau să văd niște oameni arestați pentru, cu adevărat arestați, nu în Țanu sau nu mai știu cine mai era acolo. Oamenii care au făcut din mizeria asta de 10 august ceea ce este astăzi și pentru care România în acest moment este rușinată. Am ajuns, frate, să vedem în concertele hipsterilor de la YouTube imagini de la 10 august și să vedem reclame la Geneva plătite de declic. Adică, hai să încetăm cu asta, să aflăm și noi cine sunt cu adevărat cei vinovați. Da, pe de altă parte, nu o să ai imagini plătite de declic și nici pe YouTube nu o să vezi că se referă la ceea ce s-a întâmplat fix în săptămâna în care era discutat România la Parlamentul European, da, în Bruxelles, în care a fost un meeting protest al unor sindicate, 10.000 de oameni, și pentru că a aruncat cineva cu o doză goală de suc în jandarm, au luat o papară cu tunuri de apă și așa mai departe, de nu s-au văzut. A, nu o să vezi niciodată acolo chestia Bun, asta. Încă o dată, tu mi-am aminte de emisiunea în care prezentai harnașamentul acestor oameni. Da. Păi n-au nici trupele speciale de la noi. Jandarmii din România parcă au ghiozdănele de la Back to School, de la Iulius Mola, adică față de cum se... Am fost acum sâmbătă în Paris pentru o demonstrație LGBT, a diferențelor sexuale și a apărut nene vreo 20 de mașini de jandarmi. Erau parcă din Robocop, adică serios, și abia coborau, adică se mișcau destul de lent față de ce aveau. Deci... Da. Apropo de chestiunea asta cu adunări publice, meeting-uri, proteste, reluăm și astăzi
o chestiune foarte importantă. Decizia de ieri a înaltei curți, care a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere a Curții de Apel București. Și ce constată în alta curte? Că există obligația de declarare prealabilă a adunărilor publice. Deci nu e așa că fac când vreau, că spontan, că nu știu ce, că mă declar organizator și după aia mă desistez și spun nu mai sunt organizator, nu mai vreau, nu mai fac, nu mai răspund. Nu e chiar așa de simplu. Crezi că va influența protestele viitoare decizia asta în altei curți? Acum, ca să fiu mitocan, la Cluj nu. Pentru că domnul Emil Vocă a obișnuit să calce legea pentru că poate. O să-i las în continuare cu șeful jandarmeriei și șeful poliției să facă pe ăștia ce vor. Eu tot nu înțeleg o chestie, de ce ne supărăm pe ce s-a întâmplat ieri, de vreme ce noi avem în continuu posibilitatea să autorizăm orice fel de protest și orice fel de meeting de 800 de ori pe lună. Dacă vrea mișcarea rezist, dar să se ducă frumos, să-și depună actele, să-și asume. Nu înțeleg de unde vine teama că ar putea fi refuzați. Eu nu văd de ce un primar, oricine ar fi el, și Firea să fie, doamna Firea, de ce vrea să refuzi un protest? Mai ales că acum cred că doamna Firea chiar s-ar bucura să autorizeze un protest. Da. Adică... Singura diferență ar fi că în cazul în care se mai întâmplă ce s-a întâmplat pe 10 august, da? Ca dintr-un protest pașnic, nu, al celor din diaspora venit să ne învețe pe noi cum este România, cum trebuie făcută România, cum trebuie condusă România, dacă se ajunge la rahaturi din astea, efectiv să arunci cu rahat în mod... Nu, să-ți pui o mașină în care să te duci să produci substanța pe parcursul zilei și să folosești substanța seara. Sau se aruncă cu sticle, sau sunt scuipați jandarmi. Atunci, la un moment dat, după câteva ciocăneli, cineva să răspundă pentru toate chestiile astea, pentru jandarmi, pentru muniția cheltuită. Hai să avem o responsabilitate. Eu n-am nicio treabă cu rezist. Doar că au șansa asta extraordinară de acum să fie legal, că până acum n-au fost. Bun, da, haideți să vedem dacă chiar au înțeles. Fost. Am citit o chestie ieri, dar am murit de râs. Deja, ziceau, trebuie să ne adresăm instanțelor pentru decizia asta. Alo, e cea mai înaltă instanță și este corect, obligatoriu corect, și obligatorie bună. Pentru toate instanțele din țară. Bun, deci încă o dată, de astăzi curți. Înainte, noi trebuie să înțelegem că există o cale extraordinar de frumoasă. Dar poate că legală. La instanța intergalactică se poate face o contestație în anulare. Nu. Domnul Dile, domnul Vădiță, doamna Angie, nu știu cum o cheamă, ei cred că pot să fac orice în țara asta. Adică nu e nicio problemă. Pot să ia amenzi și să nu le plătească. L-am văzut pe Vietul domnul Dile că face chetă. Mai este unul cu cheta la Bădiță la New York. Acum că până la urmă niște proști de oameni pe Facebook i-au trimis niște bani. Eu am altă teorie aici, dar până nu o să am probele, nu o să zic ce teoria. Dacă eu cred că acel apel pe Facebook dați e niște făcut bani să mascheze pentru, da, e făcut alte ca să, finanțări sau, e făcut just in case ca să fie acoperire totală. Bun, ok. Dar acești oameni care reprezintă, nu sunt imaginea, sunt simbolurile de click și rezist, n-au joburi. Eu nu știu ce lucrează Andy Șerban. Se pare perfect pentru că dacă ar avea joburi, n-ar putea să se ocupe de meeting-uri. Apropo de manifestații, se mai anunță un protest sau nici nu știu cum să spun, o adunare. Cei de la Știri pe Surse dau varianta asta. Românii din diaspora plănuiesc un nou protest, de data asta de 1 decembrie, Ziua Națională a României, și sunt niște grupuri civice, Diaspora Europeană, Vocea Diasporei, Generația Facebook și Diaspora Românească și Radio Măgura s-au organizat pe Facebook pentru a promova evenimentul. Venim acasă pentru a sărbători centenarul Marii Uniri. Bun, vor să o facă la Alba Iulia. Înțeleg, de această dată, pe 1 decembrie 2018. Eu am informații că, din contră, se pregătește un protest în noiembrie. Da, în București. Da. Și tu mi-ai spus despre asta. Și că va fi mult mai violent decât cel din 10 august și există alte interese acolo, adică să se ducă până la capăt. Așa umblă vorbele. Da. Prin București, prin cafenele, adică să se soldeze cu căderea guvernului. Bun, o să vedem acum dacă, mă rog, e bine sau nu e bine, dar în orice caz, de regulă, lucrurile astea le merităm cu toții când le merităm, pentru că dacă noi mângâiem coaja în loc să vedem miezul poveștii, dacă ne place să mângâiem coaja, mângâiem coaja în continuare. După pauză o să vorbim despre domnul Ponta. Domnul Ponta a fost pe la Cluj. Astăzi a anunțat congresul partidului.
Partidul Pro-România. Vedeți, toate sunt cu Pro. Pro-România, Mișcarea România Împreună. Dom'le, au ăștia un drag de România de la o vreme, de folosesc cuvântul ăsta foarte, foarte des. Dar, sigur, după aia se potolesc, după ce trec alegerile, întotdeauna se potolesc. Și o să vedem ce urmărește, de fapt, Victor Ponta. E foarte interesantă chestiunea asta. Domnul Ponta a fost prim-ministru, a fost președintele PSD, deci e de rang înalt, ca să spun așa. Rămâneți cu noi, revenim. A venit toamna, acoperă-mi umerii cu ceva. Orice piesă ai alege să fie pe gustul și măsura mea. De la sport la elegant, de la casual la non-conformist, la Vivo Cluj-Napoca stilul mă ajută să profit din plin de sezon. La Vivo Cluj-Napoca găsești inspirație în orice anotimp. De centenar, clujenii se adună să celebreze memoria unui mare român, Iuliu Maniu. Personalitate proeminentă a istoriei românești, Maniu a căzut nedrept în uitare, însă nu e totul pierdut. Pe 27 octombrie, Clujul organizează concert caritabil Iuliu Maniu Întoarcerea Acasă pentru sprijinirea restaurării casei memoriale din Pădăcin, județul Sălaj. Și nu e un concert oarecare, îi vei putea asculta pe maestrul Grigore Leșe și pe membrii Coralei Regale Transilvane într-un spectacol pentru inimă și suflet. Cumpără și tu bilete pentru spectacolul din 27 octombrie online de pe platforma eventbook.ro sau de la Agenția Operei Naționale Române din Cluj și de la cinematograful Florin Piersic. Toți banii vor fi donați proiectului de restaurare. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro.
Da, ne-am întors, doamnelor și domnilor. Cum spuneam, Victor Ponta și-a fixat Congresul Partidului Pro-România la sfârșitul lunii octombrie, dar nu despre asta trebuie să discutăm noi. E normal ca partidele să aibă congres. Nu toate partidele o să aibă al 14-lea congres. Asta e altă chestie. Nu cred că apucă toate partidele astea din România avem de astăzi să aibă al 14-lea spate, congres. Da. Dar domnul Ponta vorbește despre PSD mai mult decât despre propriul partid. Asta este prima constatare. Și vede și posibili înlocuitori ai doamnei Dăncilă. El fiind la alt partid, da? Asta e. Haideți să vedem pe cine vede în locul doamnei Dăncilă, domnul Ponta. Să avem un alt guvern, condus de un prim-ministru care vorbește și limba română, dar vorbește și engleză și franceză, și care poate să fie nu doar prim-ministru al României, ci să fie primul ministru care gestionează, știm de 6 luni, lucrările întregii Uniuni Europene. Mă întreabă toată lumea la cine mă refer. V-am dat un exemplu, nu că vine. Un prim-ministru gen Corina Crețu, da. Păi ar fi posibil, înconjurat de niște miniștri, care într-adevăr să poată să reprezinte România la un nivel extrem de înalt în cele 6 luni. Mă gândesc de la domnul Daia cu Oaia până la Andrușcă, cel dușmanul limbii române, și la mulți alți miniștri care într-adevăr nu se califică nici pentru o chestiune internă, cu atât mai puțin europeană. Cum este posibil acest lucru? Eu am spus care sunt pașii. Și anume rebelii din PSD, pe care i-am încurajat și cărora le urez succes, să treacă de la faza de rebeliune la faza de revoluție, adică chiar să vină cu niște soluții. Că dacă vrei să spui, băi, să plece Dragnea, dar să rămână Dăncilă și toată lumea, aia nu e revoluție, aia e așa o mică lovitură de palat. Iar cei de la PNL să recunoască un lucru pe care eu îl spun fără să-i jignesc, că nu au în acest moment o guvern cu adevărat alternativă. Nici domnul Orban, nici alții nu sunt într-adevăr soluția cea mai bună. Și domnul Iohannis să spună nu se poate lucra cu Dăncilă și cu guvernul acesta, dar recunosc dreptul PSD și al ALDE și al altora de a face un guvern cu condiția de data asta să-l facă un guvern mai bun. Deci, domnul Ponta, da? Deci. Domnul Ponta, nu are decât un partid compus din 17 oameni pe Cluj sau 5, dacă era și domnul Rus asta. Era și domnul Rus asta, o să subliniez mai încolo. Are 6 oameni în Argeș, 4 în Babadag, 2 în Chitila. Deci el n-are... Are 2 în Chitila? Nu știu, fac și eu mișto, da? Dar dumnealui, și nici nu ne propune că, o perioadă de opoziție fermă, dură. El în acest moment, cum bine ai remarcat, pentru că ești un ziarist extrem de inteligent, el își face... branding pe spatele PSD. Da? Pe ăla mai mare. Nenea, leule, haide să sar și un pic la matale în coamă, să vadă lumea că sunt un purice. Uite-te ce frumos sar. Nu ne propune măsuri. Am vrea să avem un program de guvernare. Ne propune să scape de Dăncilă, da, țara. Da, vreau un program de guvernare. Dar nu fi văzut aia cu Iohannis astăzi din Italia. Nu știu dacă văzut-o, dar eu vreau un program de guvernare. Și de asemenea vreau să văd un plan de reconstrucție al stângii. Deci planul de reconstrucție al stângii este să dispară Dragnea, da? Să da. Dispară Dăncilă, să dispară Bănicioiu, nu, că Bănicioiu e trecut la el, scuzați. Da? Și dacă se poate, la un moment dat, peste 2 luni, să ne unim pro-România cu PSD și să mă alegeți pe mine înapoi în fruntea PSD, pentru că știu sigur că e partidul adevărat. Domnul Ponta avea toate cărțile în mână. A demisionat din fruntea PSD-ului, dar a rămas premier, după ce i-au deschis dosarul ăla, da, care s-a dovedit a fi un fâs. Nu înțeleg de ce nu fi rămas în continuare și președinte de partid. Că dacă demisiona atunci cu dosarul și din funcția de premier, făcea sens. Cine știe după ce care vine colectiv, pentru 30.000 de oameni în stradă, pleacă și de la guvern. Pentru mult mai mulți oameni în stradă, PSD-ul nu a nicio problemă să rămână. Tu vrei să vorbești, tu, Victor Ponta. Ce se întâmplă? Dacă el acum era în interiorul PSD, putea fi o alternativă chiar reală.
la Dragnea. Cine și-ar fi permis să-l dea afară. Asta e ideea, adică dacă el era chiar în interiorul PSD, chiar el putea fi alternativă la ce se întâmplă acum. Este versul ăla din Iugima, fie el vrea totul sau nimic, la fel ca în Fenta lui Dobrin, înțelegi? Fenta lui Dobrin. Domnul Ponta, bun, tu îți propui reconstrucția stângii. Eu așa am înțeles, România vine cu o idee nouă, proaspătă despre stânga. Stânga este bună și ce frumos, primești lumină, consultanță politică despre noua stângă de la domnul Ioan Rus. Fost șef OASCR, fost ministru, fost adică stânga PSD. Noua stângă primește consultanță de la vechea stângă. Da, exact. Pe care domnul Rus, cu tot respectul, îl detestă jumătate din PSD-i grei, ai poate mai mult, trei sferturi. Eu am senzația că acea creștere pe care o avea domnul Ponta după ce și-a făcut partidul a fost întreruptă de declarația de sprijin a domnului Rus. Și oricât de glumă spui chestia asta, cred că ea conține un mare adevăr. Pentru că poporul, cum spune, deci dacă tu cineva, vii cu o relingvă, PSD, că domnul Rus este o relingvă a PSD-ului, cu tot respectul pentru inteligența sa, pentru realizări, pentru portofoliile deținute, deci tu vii cu Ion Iliescu de Ardeal, într-un fel sau altul, să te branduiești, să-ți iei lumină. Păi atunci întrebarea este dacă partidul ăsta... Încercăm să ciordim stânga sub altă siglă. Ok, ce se va întâmpla? O să vedem. Că dacă suntem sănătoși, o să vedem. Dar acum îmi vine în minte o întrebare. Proiectul e al lui Ponta sau e al lui Rus, de fapt? Nu știu. Nu dau seama. Ce știu este că l-am votat pe domnul Ponta. Știi cum era aia când ne strângeam în spatele blocului să jucăm rișcă la perete? Bă, băieți, deci fiți atenți, eu v-am strâns, eu sunt primul pe listă, da? Eu dau primul cu moneda. Și domnul Ponta să ne-a spus, bă, băieți, mă pun eu primul pe listă la europarlamentare, nu mă duc, dar mă pun primul, că sunt mai multă modestie, dacă s-ar putea, domnul Ponta, dacă s-ar putea. Da, el a recunoscut... Aurelia Cristea, scuză-mă, era în prezidiu, era, pentru că ea va fi, se pare, unul dintre candidații la europarlamentare, va fi un succes dezastruos, ca să zic așa, va fi ca zahărul sărat și sarea cu gust de zahăr, doamna Aurelia Cristea fiind, cum să spun, și un fost deputat de Pripas venit din ALDE, venit din PUR, venit din... Deci asta este oastea de la Cluj a domnului Ponta. Bun. E foarte interesant că Ponta recunoaște acolo că susține dizidența din PSD și le recomandă să treacă de la dizidență la revoluție. Bun. Haideți să ne uităm puțin cum arată războiul dintre Liviu Dragnea și Adrian Țuțuianu, războiul din PSD. Războiul ăsta din PSD a început cu acea scrisoare multă vreme, nimeni nu vrea să spună cine a semnat-o. Și acum, sigur că după ce au ieșit înregistrările cu Țuțuianu, care avea niște cuvinte foarte înțepate la adresa miniștrilor, la adresa guvernului și așa mai departe, cei de la PS News dau următorul scenariu. Cei de la PS News zic așa, că Dragnea, baronul își forțează excluderea domnului Țuțuianu, că n-are de gând să demisioneze, și că tot ceea ce face, ne retrăgând nimic, ne cerându-și scuze, apăsând în continuare pe chestiunile alea, o face doar să fie dat afară. Cum ți se pare scenariul ăsta? Eu niciodată nu am fost un mare fan al domnului Țuțuianu. Pare un om închegat așa la prima vedere. Pare, da. Da. E drept că beneficiază de sprijinul total al Dâmboviței, care este un județ foarte greu în economia electorală a PSD. Nici nu m-au deranjat ca jurnalist aserțiunile dumnealui înregistrate pe NV, cam nașpa. Da, adică asta are este. Colegi buni. Pentru că, să fim serioși, eu sunt convins că domnul Țuțuianu vorbește despre partid și sunt mulți care gândesc ca el în PSD, în alte județe, dar nu au șansa să fie înregistrați. Mă gândesc și la aspectul că s-ar fi putut auto-înregistra ca să creeze un scandal. Dacă, apropo dacă de varianta asta cu își caută excluderea e reală, atunci face sens să te gândești și la o asemenea eventualitate. Pe de altă parte, domnul Țuțuianu, aici nu mă prind care ar fi, ce câștigi din chestia asta? Nu știu. Când tu știi că adică, Ponta nu reprezintă barcă. Nimic. Răzvan, Ponta nu reprezintă nimic. Scria Cornel Nistorescu foarte mișto într-un text. Deci, acești oameni nu vor face nimic în politica românească. Nu vor fi niciodată PNL sau PSD. Întrebarea e așa. La ce le folosește unora un PSD care se piardă alegerile în urma acțiunilor lor?
bună întrebare, n-aș ști să-ți răspund la ce le folosește. Pentru că dacă lucrurile evoluează pe scenariul ăsta de care zic cei de la PS News, e clar că partidul va fi slăbit fix într-un an preelectoral. Și probabil 2019 că... an electoral, 2020 an electoral. Poate. La ce le folosește un partid care să piardă alegerile? Poate disperarea de a îl păstra pe Iohannis la Cotroceni, măcar ca un punct de sprijin pentru acei membri din statul paralel. Poate pentru că sunt proști să dea cei care vor să slăbească PSD în an preelectoral, pentru că noi știm și ne uităm în istorie, în spate, că PSD ori de câte ori este atacat în an preelectoral el, sau... El se... Să făcea arici. Da. E, uite că încep fisurile. Și se repoziționează și se umflă din nou. Da. Adică anul Cioloș ce a însemnat? A însemnat o victorie și mai mare în momentul în care România a mers la urne. Deci, de ce ai vrea să faci asta? Cine crede în România în acest moment că PSD poate fi distrus așa într-o singură noapte? Cred domnul Iohannis cred. Eu nu cred. Deși domnul Iohannis a avut destule momente în care ar putea să-și dea seama că strategia aia cu corupția cu orice preț a dat greș, că strategia cu dacă îi toc și așa îi slăbesc sau dacă le iau liderii în dosare penale îi slăbesc a dat greș. În tot acești patru... Da, corect. În tot acești patru ani, dacă domnul Iohannis ar fi dorit să se concentreze pe ceva util societății, ar fi trebuit să pună biciu pe PNL. Și se facă să iasă la bătaie și se facă să, să facă muncă de opoziție și să facă să lucreze. Pe cine să pună biciu? Nu știu. Pe PNL. Dar, așa vedeam eu o chestie adevărată din partea unui președinte. Eu te întreb echilibrat. Acum dacă tu ai o gloabă care de-abia se ține pe picioare și mai dai și un bici. Iau un credit și îmi cumpăr un murg. Și îl cresc în 4 ani. Murgul nu mai crește, că la anul ăsta alegerile. Murgului trebuie timp să crească. Dar în basmele cu Harap Alb și cu Jeratecu, acolo... Dacă mănâncă sigur, din Jeratecu SRI, poate să crească. Asta e ideea. Da? Dar ca idee, mi-ar fi plăcut mult mai mult un președinte care să fi stimulat un partid de opoziție să crească în mod corect politic și să vedem astăzi PSD luând în gură pumni de la un partid adevărat. Bun, acum nu știm cine... profesorul în chestiunea asta, cine e dirijorul, pentru că după ce am văzut gafele alea de protocol, haideți să luăm în calcul și faptul că domnul Iohannis nu și-o fi dat încă seama că strategia e greșită. Cum nu și-a dat încă seama cum stă lucrurile cu protocolul de când e președinte. Adică poate că nu și-a dat seama că strategia este greșită. Dar ceva în PSD se întâmplă. Țuțuianu este unul dintre greii PSD-ului. Apropo, în tot sudul României, dacă v-ați uitat, prezența la referendumul ăsta pentru familie a fost foarte scăzută. În tot sudul PSD-ist, unde județe care aveai prezență aproape de 80-90% și ieșea PSD-ul 70%, prezența a fost mică de tot. Ceea ce înseamnă că nimeni n-a tras de acolo. Că nu... Înseamnă că s-au primit niște ordine de la Dragnea și singurul care n-a ascultat băgat. A fost Suțuianu. Exact. Care a vrut să demonstreze ce forță are. Dar argumentele astea de grădiniță, bă, fii atent, organizația mea mai mare ca a ta, îmi făceau marinarii pe punte, da? Mi se pare așa puerile. Noi suntem într-un moment foarte prost politic. De ce vrea să dai jos președintele Camerei Deputaților? Să distrugi o majoritate parlamentară care ți-a adus beneficii până în acest moment? Ca să ce? Se duce să mănânci semințe cu Ponta? Bun. Mai există un domn care e primar de Iași și care a fost la PSD, domnul Chirică. Domnul Chirică, supărat pe faptul că n-a mai avut voie să dea cu artificii într-o zonă în care... dădea cu artificii până de curând, n-a mai avut voie pentru că s-a schimbat legea. Dom'le, vorbește inclusiv, incredibil, despre moartea lui Dragnea. Ia priviți. Nu încercăm să forțăm legea, nu este misiunea mea ca primar să fiu primul care nu trebuie dezordinii. O să verific cu atenție de mine ce s-a întâmplat, de ce pe locația în care se trage de 25 de ani, deodată nu se mai poate pe o lege care funcționează din 1995. E cu sută cu puțină ațăroșie toată povestea asta. Dar ieșenii se vor bucura de un concert foarte frumos și curând și de un foc de artificii. Chiar dacă trebuie să-l tragem din Teleorman, o să-l tragem și de acolo. Vom fi aici și după ce moare Dragnea și toate nichelele care le-a lăsat peste tot în România. Și ne vom continua misiunea pentru ieșeni și vom face și foc de artificii și ne vom bucura de sărbătorile Iașului care nu trebuie să fie motiv de tristețe. Iar la înmormântarea oricărea dintre ei, din banii mei, voi face un mic foc de artificii autorizat și mă voi ține de mine.
Eu cred că dacă se mai întâmplă foarte multe chestii din astea, o să asistăm la o translație de la demonizarea lui Dragnea la victimizarea lui. Eu am scris un text, am luat multe înjurături, nu contează, și am propus direct condamnarea la moartea lui Dragnea, pentru că mie mi se pare, din tot ce citesc și văd pe Facebook, pe Dragnea nu poate să fie tată, nu poate să fie iubit, nu are voie să aibă copii, nu are voie să-și căsătorească, hai să-l omorâm. Are dreptate, Chirica. Da, băi, ne-am tâmpit am ajuns, cu toți în țara asta, serios, adică... Am ajuns la un limbaj și la o fază, cum să zic, încep să mă gândesc serios la anii 30. Da, și nu cred că ai greșit adică cu nimic. Adică la anii 30, pas cu pas, ca să spun așa, au ajuns să defileze îmbrăcați în cămăși verzi și cu centură cu diagonală pe străzi. Da. Ei erau cei mai tari, erau tineri, erau... Ei știau tot. Ei știau tot. Viața începea cu ei, lumea trebuia să fie cum vor ei. Deci, eu înțeles că domnul Dragnea conduce cel mai tare partid din România, că la guvernare, că ne place mustața lui. Bă, da, hai să încetăm. Dar du-te la vot. Da, tocmai asta zic. Adică, de la să ajungi să îi dorești moartea sau să scuipi la nunta copilului pe mașină, adică mi se pare așa... Bun, dar acum, sigur că replica... Să vedem ce a zis Codrin Ștefănescu în legătură cu acest Chirică. Iată ce a zis. Cred că v-ați obișnuit cu declarațiile astea halucinante venite din partea domnului Chirică. De multe ori am rămas muți. Asta depășește orice. Să spui că vei face un foc de artificii la moartea unui om politic și să spui în spațiul public, trebuie să fii cu probleme serioase. Are nevoie de cineva să se consulte cu cineva de urgență. Nu poți să vii în spațiul public cu așa ceva. Nu poți decât dacă ai depășit orice graniță a bunului simț și a ceea ce înseamnă respectul pentru oamenii care te aud. Bun, acum eu nu pot să nu mi-aduc aminte că pe Chirică tot PSD l-a inventat, că el acolo a fost. Deci cum pun ăștia ochii pe oameni de ăștia? Domnul Chirică era un ei ca nimeni, a ajuns primarul unui oraș extrem de important al României și a ales să-și bată joc de șansa asta. Nasol este de Dragnea, da? Pentru că până la urmă Dragnea a pus toată garnitura de parlamentari, ăștia care acum... Dragnea a acceptat premier precum Tudose și Grindeanu. Dragnea este cel care l-a pus și inclusiv pe Andrușcă la economie, din dorința de a face pe plac partidului și de a arăta că este un lider care ascultă. Bă, nu știu dacă totdeauna PSD trebuie condus în felul ăsta. Da, crezi că vor mai exista în interior mișcări centrifuge, că până acum schema a fost așa, era atacat din exterior. Cu mitinguri, cu hashtag rezist, cu declic.ro, cu Bădiță, cu Angi Șerban, cu Dide, cu... cum îl cheama pe ăsta care stă la Monaco și venea... Da, ca să nu eu mai... Eu cred că dacă... Bun, după aia l-au atacat cât a putut Iohannis, l-au atacat cât a putut PNL. Ei, acum s-a mutat în interior. S-au prins că nu merge din exterior. Eu cred că următorul strike, dacă va fi să fie, va fi unul decisiv și va depinde foarte mult de numele Marianu Prișan. Asta e părerea mea. Adică personajul... Poate să plece Tuțianu la Lidl cu toți deputații lui, dar dacă Marianu Prișan va decide să rupă pisica, probabil că va deveni președintele PSD. Asta e părerea mea. Dacă nu cumva, într-un fel pe care noi nu-l înțelegem acum, nu va deveni președinte chiar domnul Adrian Năstase, că tot vine pe la Cluj, își lansează cărți. Trebuie să înceteze acea da, corect. Pedeapsă complementară dată de vine instanță. Aici este primit de tot establishmentul orașului, vine domnul Rus, vine mitropolitul, se lansează, vine rectorul, adică cine știe? E perfect, toate drumurile duc la Cluj. Corect. Nu la să Roma, nu unde asta. E domnul Iohannis. Atenție, domnul Iohannis e într-un loc greșit în momentul ăsta. Să nu uităm ăsta. Acest lucru. Toate drumurile duc la Cluj. Se, toate ițele se desfac și se exact. Croșetează la Cluj. Bun. Vă doresc o seară plăcută în continuare. Rămâneți cu NCN. Mulțumesc, Liviu, pentru prezența la emisiune. Rămâneți cu noi.
Acum se poate să călătorești de pe aeroportul internațional Cluj spre una dintre destinațiile tale favorite. Acum, în 2018, poți să zbori spre mai mult de 45 de destinații regulate din peste 20 de țări. Să zbori spre mai mult de 10 destinații turistice. În 2018, locul de întâlnire pentru cei aproape 3 milioane de pasageri va fi aeroportul internațional Avramiancu Cluj. Intră pe detalii pe www.airportcluj.ro și pe pagina noastră de Facebook. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Centrul de cercetare pentru curățenie își prezintă specialiștii. Curățenie adevărată e sănătate curată. O pată nu e o problemă, e oportunitate să scap de ea. Unde-i curățenie lună, toate lucrurile merg strună. Orice pată e de fapt o pată pe obrazul bucătarului. Curat, imaculat, imediat. Nufăr și Triumf, experții tăi în curățenie. Magazinul Papionet din Iulius Mall este una dintre cele mai frumoase afaceri din România. Alege din peste 900 de modele și culori de papioane, de la cele simple până la cele cu buline, pătrățele sau chiar papioane personalizate cu diferite teme. Papionet mai comercializează și cravate, batiste de buzunar, butoni și pretele, pentru ca adevărații bărbați ai Clujului să se simtă răsfățați și prețuiți. Papionet. Fii diferit. Fă diferența! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dureri de oase sau ale coloanei vertebrale? Apelați la clinica Chiromedical, unde medicul Laurent Ferenț, cu mare experiență în chiropractică și cu peste 3000 de pacienți tratați, vă ajută să vă recuperați sănătatea întregului corp. Lombosciatică, discopatie lombară, torticolis sau umeri blocați, Chiromedical este soluția. Intră pe www.chiromedical.ro și fă-ți o programare la cei mai buni specialiști din Cluj. Coral Impex, numărul 1 național. Coral Impex vă oferă servicii de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare la standarde occidentale. Puncte de lucru în 10 mari orașe din țară. Servicii de calitate din 1993. Coral Impex. Calitate la standarde europene.
Iubim apa.